În comuna Constanțeană Corbu, utilajele și muncitorii au început proiectul de reparare a străzilor. Cu investiție de 20 de miliarde de lei vechi, administrația locală și-a propus să reabiliteze 4,2 km de drumuri comunale, astfel încât locuitorii să nu mai întâmpine probleme legate de circulație. Investiția necesară se realizează cu bani proveniți din bugetul local. Asfaltare cu covor asfaltic, țin să precizez, desfășurat la nivelul localității Corbu 1, Corbu 2, în lungime totală de 4,2 km, proiect care se referă la drumurile comunale adiacente drumului județean 226. Termenul final de execuție al celor 4,2 km va fi 30 noiembrie acest an. Străzile care vor căpăta un nou aspect după finalizarea lucrării sunt: strada Vasile Sasu, Derelei Corbu 2, Rozelor Corbu 2, Culturii Corbu 2, strada Margaretelor, Câmpului Corbu 1, Cabanei Corbu 1. Trei dintre străzile cuprinse în actualul proiect al primăriei nu au fost niciodată reabilitate cu procedeu asfaltare. Lucrările demarate de administrația locală i-a bucurat nespus pe locuitori. Acum, fiindcă s-a îmbunătățit, e foarte bine. E un lucru bun, până la urmă. E un lucru foarte bun pentru că asfaltează. E bine, ușor, ușor, ajungem. Și așa trebuie să ajungem. Ca la oraș. Administrația locală din Corbu și-a propus să continue și pe viitor seria proiectelor importante.